mulțumesc ca iarul, umblând în pace și lucrând cu dreptate poruncile lui Dumnezeu. Amin. Și dumneavoastră, Părintă, să fii ca Sara, să te veselești ca la Veca, să te mulțumesc ca la Fila, veselindu-te cu bărbatul tău și plinind rânduiala legii. Ca așa binevoie Dumnezeu. Dumnezeu nostru, care în purtarea ta de grijă ai venit în Cana Galilei și nunta de acolo ai binecuvântat-o. Binecuvintează și pe robite aceștia care cu purtarea ta de grijă s-au unit prin taină nunții. Binecuvintează intrările și ieșirile lor. Înmulțește cu bunătăți viața lor. Primește cu unile lor în împărăția ta, păzindu-i curaj și fără de prihană și neasupriți în vecii vecilor. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Treimea cea într-o sfântă și de o ființă și începătoare de viață. O Dumnezeie și o împărăție să vă binecuvintează pe voi, să vă dea viață îndelungată, naștere de prunci buni, zbor în viață și în credință, să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești și să vă împlinească și de desfătarea bunătăților celor făgăduite. Pentru rugăciune prea sfinte, născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților, în vecii vecilor. Mărire ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, mărire ție. Pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ai celor întocmai cu apostoli împărații, cunoați Constantin și Elena, a Sfântului Mare Mucenic Procopi, a Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel, ocrotitorii Sfinte noastre Biserici, a Sfinților Dreptilor, Dumnezeieștilor Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru aceea v-a lăsat Domnul pe Tatăl Său și pe Mama și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi în grup și ceea ce a unit Dumnezeu, omul, să nu despartă. Dragi Mir, Florin și Mărioara, stimați nănași, dragi părinți, dragi nuntași, pentru dumneavoastră și pentru noi toți este o zi plină de onoare, iar pentru voi, dragi Miri, Florin și Mărioara, este o zi plină de bucurie și de fericire. Pentru că, iată, ați venit în fața Sfântului Altar, în Biserica Strămoșească a Neamului Românesc, Biserica Ortodoxă Română, pentru că aici să vă declarați dragoste curată unul altuia până la mormânt și pentru că aici să primiți binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru ca de acum înainte, pentru tot timpul vieții voastre, să trăiți în pace și în fericire, dar în mod legiuit, în fața lui Dumnezeu și a oamenilor, nu ca bărbat și femeie, ci mai mult decât atât, ca soț și soție. Și sigur că acest lucru presupune multe responsabilități, dar cele mai mari sunt acelea care țin de natura iubirii. O iubire care trebuie să fie neapărat reciprocă, adică să se îndrepte în mod egal de la unul spre celălalt. Pentru ca într-o această iubire trăind și viețuind, să vă bucurați de copii, să vă bucurați de cei care v-au născut și care v-au crescut și care încă mai trăiesc într-o această lume.
să vă bucurați de bucuria nașilor voștri care vă înconjoară într-o această zi, într-o această seară, cu atâta dragoste. Dar să nu uitați că și voi la rândul vostru și noi la rândul nostru fiecare n-am făcut și nu faceți altceva decât să împliniți o rânduială sfântă a lui Dumnezeu, care după ce l-a făcut pe om, văzând că nu este bine să fie omul singur, i-a făcut ajutor femeia, trup din trupul său, oase din oasele sale. Și sigur că apoi a binecuvântat și le-a zis, crește și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Și ca drept urmare, iată la această binecuvântare, tot prin voia lui Dumnezeu ni se aduce aminte că va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi în trup. Și mai ales ni se aduce aminte că ceea ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă. De aceea, nu vă îndemn altceva să faceți decât să priniți rânduielile Domnului. Pentru că în fericirea tainei căsătoriei și a vieții de familie trăind, să vă binecuvântați, să vă învredniciți de toată binecuvântarea lui Dumnezeu. Mă bucur că sunteți încrezători în Dumnezeu și că iată spre deosebire de alții care cum baie venire în lumea atuncilor. Voi n-ați făcut acest lucru și de aceea vă felicit pentru rodul iubirii voastre încă nenăscute. Acea fetiță despre care mi-a spus că o așteptați cu atâta dragoste. Dar îndemnul meu ar fi să nu vă limitați la unul, nici la doi, la chiar la mai mulți. Pentru că fericirea părinților tineri este aceea care dovedește prin rodul iubirii care sunt copiii, în primul rând iubirea dintre părinți și apoi înțelegerea acelei valori de nemăsurată a copiilor care sunt averea părinților. Acest lucru să nu uitați. Și întru toate să primiți rânduiala lui Dumnezeu, bucurându-vă așa cum am spus de binecuvântarea părinților, de binecuvântarea nașilor pe care viața ales ca să vă fie părinți sufletești și de la care, din mai multa sau mai puțină lor experiență de viață, vă vor putea călăuzi și pe voi. Dar întru toate și mai mult decât oricine, să ascultați de Dumnezeu care vorbește oamenilor prin porunci. Că spune Scriptura, spune Hristos, cel care mă iubește este acela care împlinește poruncile. De aceea, ne uitând să împliniți poruncile Domnului și sub ascultarea celor mai mari fiind, ca sub ascultarea de Dumnezeu, să vă puteți petrece toată viața în această lume. Eu vă doresc acest lucru să-l realizați de plin și la dânci bătrânețe, înconjurați de prunci, de nepoți sau de nepoate, să puteți realiza că nașterii degeaba și că iată cea mai mare realizare a familiei voastre sunt și vor fi copiii și alături de ei toți aceia care în timp, ca și în această seară, vă vor înconjura cu multă dragoste, cu multă cinste și cu multă onoare. Să trăiți la Dumnezeu, Dorin și Mărioara, dar mulți și fericiți. Amin. Dumnezeu să vă ajungă. Mulți ani și dumneavoastră, ne naști din partea Milerului, la mulți ani, Doamne ajută, la mulți ani și Doamne ajută, Doamne ajută și la mulți ani. Nu mă supără deloc copii, chiar dacă sunt gălăgioși în Sfânta Biserică, pentru că sunt nevinovați. Au sufletele curate, mult mai curate decât ale noastre, la mulți ani și vouă, naști din partea Mirescă. Bucurie. Doamne ajută, sănătate și bucurie. La mulți ani și Doamne ajută. Nu-i aș opti ce trebuie să răspundă. N-ați știu că îl întreabă preotul și pe Florin de la Tur. Întrebarea cheie pentru ziua aceasta. Nu-i așa că și la Tur, ca și la Cămăzana,
ca și la Certeze, ca și în orice altă localitate, toate cadourile să dau la Mire, să și nu la Mire? E așa, așa-i? Oare de ce? Oare de ce? Hai să vedem, dacă ne știi, spune, îți dăm noi o bilă albă. Te ajutăm noi, te ajutăm noi. Pentru că, de altfel, cel mai valoros cadou pentru Mire este mireasa lui. Și de aceea, valorificându-l acest cadou, mireasa ta, ia arată-l la toți cât de mult o iubește. Așa, bravo! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi, amin. După cum se poate, trebuie să fie o cetere, nu? Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi, amin. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, celălalt. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Vă înmânesc, dragi mii, în mod solemn, aceste două acte ale căsniciei voastre. Certificatul de căsătorie de la primărie și certificatul de cununie religioasă, pe care aș dori să le păstrați cu multă sfințenie până la adânci bătrânețe și mai mult decât atât, aș dori ca Bunul Dumnezeu să vă ferească, să nu trebuiască să aveți nevoie de altele, asemenea ca acestea. La mulți ani! La mulți ani! Și ca să nu le pătați, să nu le tămăjiți, eu vă spun să le dați de pe acum în îngrijire una dintre cele două mame, sau cuiva foarte apropiat, pentru ca mâine să le cereți, că nu s-a lăsa voastră. Haideți să le cântăm și să le spunem din toată inima la mulți ani. Credință și unitate, dragoste.
Atenție, atenție, dragi invitați! Au sosit mirii, așadar toți cei care suntem prezenți, v-aș ruga din soare să ne ridicăm cu toți în picioare, să primim domnișorii de onoare! Aplauze, aplauze pentru domnișorii de onoare! Bună seara, stimați invitați, să spuneți subsemnatul
Armandă Nicoară, împreună cu formația Claudia Plecan și Claudiu Stefănescu, de la Timișoara. În primul rând, vreau să dorim inimilor casă de piatră, multă sănătate, mult noroc și vreo 3, 4, 5 copii cât vrea mireasa. Înainte de toate, aș vrea ca să-i pupe mirii noștri, să se pupe dulce, dulce, dulce și noi să-i aplaudăm cu toții! Bravo, bravo! Bine, Florine! Nașilor, asemenea, multă sănătate, mult noroc, să cunune și să boteze la cât mai mult. Doamne ajută! Dumneavoastră, stimați invitați, petrecere frumoasă în compania formației noastre, distracție plăcută și până când ne pregătim să deschidem cel mai frumos, cel mai emoționat dans, vom face câteva melodii de masă. Până atunci, mirele să pune la fiecare naș câte un pahar de pălincă, ca să ne încălzim așa de început, mireasa câte un lichior sau o șampanie așa la nașe, după care dă drumul la joc și voie bună. Claudia, cele mai frumoase melodii de început, după care dansul mirilor. Bună seara, bună seara! Vă spune Claudia Plecană de formația Claudiu Stefănescu de la Timișoara. Vrem să urăm o dată minilor noștri, părinți și mărioare, sănătate, casă de piatră, să fie sănătoși, crească nașii, crească socrii și toți invitații să facem o nuntă frumoasă. Nașii, vreau să văd așa sus paharele, pe cinstea minilor, așa, să trăiți la ocean. Dragul meu, ia mine, hai bună seara, cu cine m-am întâlnit, hai bună seara. Yeah.
toate efecte speciale pentru mirii noștri.
de fericire vreau să plâng. Nu am iubire până la moarte și vin în brațe să te strâng. De noi nimic nu ne vezi parte, de fericire vreau să
mare multă s-a, lume multă s-a adună. Șopeni mic mare, îmbrăcați de sărbătoare. Azi mare multă s-a, lume multă s-a adună. Șopeni mic mare, îmbrăcați de sărbătoare. Tătă Claudia, șoacă mireasa, hai cu jocul, hai lumea la veselire, hai la nunta, anul
Bună seara și bine m-am găsit, vă spun și-o Fădrică Brundeanu. Multă sănătate minilor, frază de piatră, nașilor. Multă sănătate, fericire, noroc. Să trăiască și somnii și domnișorii, toată lumea prezentă. Și facem câteva melodii frumoase, așa pentru mine, pentru naș. Pentru toți invitații, alături de formația condusă de maestru Vladu Stăicănescu. Când eram acasă, la tata fișoară, am iubit-o mândră și-o iubeam cu dor. Când eram acasă, la tata fișoară, am iubit-o mândră și-o iubeam cu dor. Și-avea corona pe buța, ochii negri și-o lori, I'm gonna
Să mă gândesc la tine, așa mă gândesc.
casa. Familia
nu fac de caz. Una a fost, una e rămâi, e doar de Claudius, e vostru nașu. Răzgămirii nașii, sofrii și toți invitații, ala! Claudius, aici, la formație. Această luptă, formația produsă de voastră, Claudius Stăcănescu. La Timișoara. Doamne,
sărbătoare. Ai la 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 la. Și la noi e luptă mare. Ai la 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 la. Hai cu mâinile pe sus. Ai la 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 la. Și pe Flaviu slanța dus. La 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 la. Și acum! Hai la șoblașo. Cântăm cu noroc. Așa, 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 fără număr! Să suștină! Unire gata! Să-ți oași în unim! Trească mini nașii, socrii, domnișorii și toți invitații! Și lângă și-ți bogătare, la 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 la. Ei nu-mi se uită la bani, la 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 la. Fără număr! Și-o să-mi fac o cinste mare, la 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 la. Și când nu-mi uită valoare, la 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 la. Hai la șoblașor, cântăm cu noroc. Și hai la șoblașor, cu noroc. Ai cu Dallas, Să-mi pregătim!
anului, la casa ușanului, ai dat sobră jo, cu cu noroc, și ai dat sobră jo, cu cu noroc.